Mai devreme un prieten m-a sunat pe celular și a spus, păi, tu știi câte înjurături ai luat astă seară? Cine v-a pus să țineți în cursul săptămânii marțea, la ora 6, când e trafic, când ninge sau nu ninge, când lumea este obosită, când are alte preocupări? Nu e vina noastră. E vina lui Mihai Iunescu că s-a născut în 5 ianuarie. Și marți. Și este și marți, dacă nu. Și noi suntem obișnuiți. De 22 de ani suntem obișnuiți cu vremea și cu vremurile. Vremea vine, vremea trece, nu? Dar noi de fiecare dată încercăm să-l sărbătorim pe Mihai Eminescu. De data asta sărbătorim de câțiva ani și Ziua Culturii Naționale, pentru că oameni de bine, putem să le spunem, s-au gândit să, că cea mai mare valoare a României este Mihai Eminescu, cultural vorbesc. Vreme trece, vreme vine, toate-s vechi și nouă toate, ce rău și ce e bine, tu te întreabă și socoate. Nu sperați și nu ai teamă, ce val, cavalul trece, de te îndeamnă, de te cheamă, tu rămâi la toate rece. Multe trec pe dinainte, în auz ne sună multe, cine ține toate minte și-ar sta să le asculte? Tu așează-te deoparte, regăsindu-te pe tine, când cu zgomote deșarte, vreme trece, vreme vine. All is old and all is new. What for good or ill is set? You can ponder and construe. Do not hope and do not worry. What's a wave will wave away. Though enticing with a flurry, cold remains to all they say. Many things pass by before us. Many things we hear and see. Who remembers all their ruckus? And who would listen to their plea? You sit quiet around the edges. Find yourself despite their fret. While you hear their noisy pledges, time is passing, time comes yet. Cultura este identitatea unui neam. Teritoriu e teritoriu, identitatea e dată de cultura respectivă. Și când zic cultură, nu zic sigur numai partea culturală, superioară, intelectuală, ci cultura, ci elementul ăla care pleacă de la pământ până la gândirea cea mai ascuțită. Eminescu a fost una din gândirile ascuțite, dar s-a servit de acest element care e unic și care e profund și extrem de emoțional, specific românului, poezia. Românul e un neam de poeți. Nu e neam de prozatori, nu e neam de autor de teatru, e neam de poeți. În ziua de astăzi, deși foarte mulți discută că ce mai discutăm de Eminescu? Eminescu a fost, și în ziua de astăzi este o armată întreagă de poeți care vorbesc splendid în limba română, care pătrund în structura românului cu o intimitate unică a acestei limbi, care este limba română și care ne dă atâta dureri de cap, că nu știm exact de unde vine și cum e și așa mai departe. La geamul tău ce strălucea, Eminescu a reușit să recepteze, pe de o parte, sensibilitatea cunoașterii. Poate și pentru temperamentul lui romantic. Târziu, zice elementul cultural, informațional, e un romantic întârziat, n-are importanță chestia asta. Este un om al codrului și de acolo îi vine această chemare care este cu rezonanțe nordice și care la noi este categoric venită prin munți și prin pădurile bucovinene și moldovene și ardelene și așa mai departe. Este carpatine în general. El a reușit această pătrundere în structura
aceasta intimă a elementului natural în care omul este nu numai adaptat, dar pătruns acolo. Fiindcă românul știe să guste frumusețea unei flori, frumusețea unei frunze. Eminescu a receptat chestiunea asta. Eminescu n-a existat. A existat numai o țară frumoasă, la o margine de mare, unde valurile fac noduri albe, ca o barbă nepieptănată de crai, și niște ape ca niște copaci curgători, în care luna își avea cuiba rotit. Și, mai ales, au existat niște oameni simpli, pe care îi chema Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare, sau mai simplu, ciobani și plugari, cărora le plăcea să spună seara, în jurul focului, poezii, Miorița și Luceafărul și Scrisoarea III. Dar fiindcă auzeau mereu, lătrând la stâna lor câinii, plecau să se bată cu tătarii, și cu avarii, și cu hunii, și cu leșii, și cu turcii. În timpul care le rămânea liber, între două primejdi, acești oameni făceau din fluierele lor jgheaburi. Pentru lacrimile pietrelor înduioșate, decurgeau doinele la vale pe toți munții Moldovei și ai Munteniei și ai țării Bârsei și ai țării Vrancei și ai altor țări românești. Au mai existat și niște codri adânci și un tânăr care vorbea cu ei, întrebându-i ce se tot leagănă fără vânt. În cetatea cea pestriță, cu trăsuri și felinare, cu saloane dichisite și cu lume înzorzonată, sună muzici, dansuri, ropot, clincheri veseli de pahare, strigăte, lozinci, urale, când, ca tunetul, deodată, în masiva, vechea poartă, bate un sol, un peregrin, precum bate noaptea dură călătorul lângă prag, și bătăile răsună tot mai apric, mai deplin. Cine-i? Cine-i? Eminescu? Eminescu? Un priveag. Astfel fuși primit în strâmta lume a ipocriziei. Pumnul tău decis în poartă, însă nu bătu în zadar. Însuți proletar al vieții și împărat al poeziei, ai durat superb poemul Împărat și Proletar. Poezia se numește Fiecare avem câte un mâine. Un ieri a plecat, iar azi doi mâine mi-au apărut la orizont. Unul e umbra de lângă un final, celălalt e lumina pe fața unui bebeluș. Mâine, rază de copil, alături de mâinele, umbră, cresc împreună. Astăzi mă îndrept spre cei doi mâine care vor deveni cândva dispărutele zile de ieri.